patimile și diavolii se izgonesc cu rugăciune și cu post izvorute din credință. Deci avem aici o triadă, o treime, credința noastră în Tatăl nostru, în Dumnezeu cel viu și apartenența noastră de fi ai unui tată minunat, a, ai unui tată care are grijă de noi, este esențială. Fără această credință nu putem să spunem că îl urmăm pe Domnul. Credința este ceea ce ne aduce pe noi aici. Credința este o realitate pe care noi o trăim în viața de zi cu zi și nu e nimic teoretic. Credința l-a determinat pe Moise să stea 40 de zile fără să mănânce și să bea nimic. A stat în post, în rugăciune și apoi l-a întâlnit pe Dumnezeu. Ilie a crezut că dacă el va spune, se va opri cerul și nu va ploua până nu voi spune eu, asta a făcut-o prin credință. Iisus Hristos însuși, când începe să propovăduiască, urcă în munte și postește și se roagă. Deci vedem în istoria mântuirii noastre această combinație care are o putere uriașă de credință însoțită de faptele Credinței și anume postul și rugăciunea. Despre ele vreau să vă vorbesc astăzi. Câteva crâmpeie, deci voi cei care mă ascultați astăzi acum, știți foarte multe despre post și despre rugăciune. Și știți foarte bine că un om credincios este credincios în măsura în care postește și se roagă. Și aici nu vorbesc desigur doar despre postul alimentar. Postul alimentar îl țin cei sănătoși, cei care pot, cei care au neputințe fizice și au recomandări de la medici pentru anumite alimente, o pot face cu binecuvântare, desigur. Dar este vorba despre altceva, dragii mei. Postul creștin este acela că ne luăm ochii de la lucrurile acestei lumi și ne concentrăm gândurile și toate energiile noastre spre Dumnezeu. Postul ne ajută să înlăturăm dezordinea din noi și să facem posibilă primirea Harului. Postul înlesnește și rugăciunea, căci atunci, în momentul în care tu nu mai dai corpului tău acest răsfăț alimentar cu care ne-am obișnuit, în momentul acela trece în planul 2 corpul cu nevoile lui, trece în planul 2 lumea cu poleiala ei și te conectezi cu adevărat cu Dumnezeu. Bunul creștin din 12 luni șapte le postește. Pentru că avem miercurile și vinerile și cele patru posturi și mai avem și cei care au dragoste și evlavie postește și lunea. Este un act de voință și de credință pe care îl face fiecare creștin cu binecuvântarea duhovnicului, desigur. însă știți foarte bine că cei care țineți post îi permiteți lui Dumnezeu să fie la cârma vieții voastre. Asta face omul care are puterea să-și pună voința la dispoziția lui Dumnezeu. Și acest cuvânt, facă-se voia ta, nu este o teorie, ci este o realitate. Să se facă voia lui Dumnezeu în noi. Și asta nu putem face decât dacă ne curățăm, decât dacă ne purificăm. Purificarea asta, iată, s-a făcut și se face și în postul ăsta în postul la adormirii Maicii Domnului s-a făcut prin faptul că am postit, s-a făcut prin faptul că am venit și ne-am spovedit, ne-am liniștit, ne-am așezat în pace și ne rugăm mai mult Maicii Domnului așa cum v-am îndemnat de la început. Și am găsit, dragii mei, într-o carte, capete despre rugăciune se numește, un cuvânt al Sfântului Grigorie, noul teolog, cuvânt pe care vreau să-l așez în inima voastră. Cel ce voiește să parcurgă urcușul spre lumina necreată a Domnului, să ceară cu sârguință ajutor Maicii Preacurate. Găsim rostul acestei cereri în Sfântul Simeon Neoteolog, care ne arată că în inima oricărui creștin lucrător al rugăciunii neîncetate, Hristos se zămislește tainic în Duh după cum tot tainic s-a zămislit trupește la buna vestire în pântecele Mariei. Deci pentru omul care se roagă neîncetat, pentru omul care are în viața lui rugăciunea ca cea mai importantă lucrare a lui, pentru omul acesta, Hristos, se sălășluiește tainic în Duh, așa cum tainic s-a zămislit la buna vestire în pântecele Mariei. Deci Dumnezeu a venit la Maria și Dumnezeu vine și la omul care se roagă. Căci ce face altceva omul care se roagă decât să strige Doamne ajută-mă, Doamne ocrotește-mă, Doamne ocrotește pe ai mei, pe toți cei pe care îi cunosc, Doamne miluiește-ne. De câte sute și mii de ori spunem asta la o slujbă, de câte sute și de mii de ori o spun lugării din Atos Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Sau, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Toate aceste incantații de rugăciune sunt convorbirea noastră cu Dumnezeu cel viu. Dar iată că ar trebui să fim cu minte că Dumnezeu cuvântul nu s-a pogorât în pântecele Mariei fără încuviințarea ei fără acel fie mie. În sine, acest fie mie este o acceptare și atunci când tu te rogi, te deschizi harului lui Dumnezeu. Fără ca ea să fi spus da și fără ca ea să fi fost curățită de urmările neascultării lui Adam prin pogorârea asupra ei a Duhului Sfânt. Deci rugăciunea neîncetată, rugăciunea sinceră, rugăciunea curată purifică omul, îl curăță, este o altă formă de împărtășire, rugăciune. Tu te împărtășești de Domnul și în casa ta, și în fața bicoanelor tale, la cartea ta, acolo pe care tu o citești. Nu uit în toată copilăria mea cea slovul tocit al bunicului meu, pentru că dacă dai pagina, în fiecare zi se, se, se tocește foaia și ferice de cel care are acasă foi tocite, pentru că se roagă zilnic și pentru că îl primește pe Dumnezeu în inima lui. În același chip, purificarea Duhului Sfânt, curățirea prin Duhul Sfânt, e săvârșită și prin taina rugăciunii către omul care își supune voia lui, voii Domnului. Iar această lucrare este foarte anevoioasă și aduce lacrimi. După aceea omul curățit este vizitat de Tatăl care va binevoi și va coborâ peste el pe Duhul cel Sfânt și astfel se va uni cu Fiul în chip de săvârșit. Așadar, așa cum Tatăl a umbrit, Duhul s-a coborât și Fiul s-a întrupat în preasfânta, prin taina rugăciunii. Fiecare dintre noi suntem sub acoperământul Maicii domnule al iubirii ei de mamă, suntem sub adumbrirea Tatălui, acțiunea este a Duhului Sfânt și prezența via Fiului se face prin invocare și apoi prin împărtășire. El vine real în noi prin împărtășire, așa cum voi aproape toți astăzi v-ați împărtășit, El s-a sărășit în voi, e în voi și vă îndumnezeiește și nu știu sigur dacă voi l-ați mâncat pe el sau el pe voi. Că aici este o taină sfântă a lucrării, a întrepătrunderii între noi și Dumnezeu, că el când vine aduce o pace unică, o liniște despre care nu poate să vorbească decât cel care o trăiește. Și voi, cei care vă împărtășiți des și vă spovediți des și vă rugați des, știți despre ce vorbesc. Și prin această pace ne cheamă Dumnezeu la o lucrare foarte puternică. Și anume să inspirăm și pe ceilalți prin lucrarea noastră. Și aseară, pregătindu-mă pentru voi și găsind în calendar faptul că astăzi este mutarea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, acest mare părinte patristic, acest mare părinte are învățătura lui cuprinsă în Filocalia 2 și în Filocalia 3. Vă recomand să citiți Filocalia, Filocalia 2. -a, seară m-am apucat de ea și am citit-o pe toată, n-am putut să, să să mă opresc efectiv, simțeam curgerea harului Dumnezeu prin cuvânt și am găsit două cuvinte extraordinare. Spune Domnul: "iar eu vă zic vouă, nu stați împotriva celui rău. Nu vă împotriviți răului." Pare șocant. E cuvântul lui Isus ci celui care te va lovi pe tine peste obrazul drept, întoarce l și pe celălalt. Deci nu doar că nu trebuie să-l oprești, ci îl întorci și pe celălalt. Greu lucru. Și celui ce se judecă cu tine, ca să-ți ia ție haina, dă lui și cămașa. Adică vine cineva să-ți ceva și tu nu numai că nu trebuie să te opui, ci trebuie să-i dai și mai mult. E șocant, cred, și este scandalos pentru unii oameni. Nu pot să nu mă opresc un pic să vă amintesc de faptul că la bunicii mei în sat, când s-au mutat ei, vecinii lor, ca să le dea așa un gest de bun venit, așa de primire frumoasă, aruncau cu bălegar de la grajdul lor în curte la noi. Și bunica s-a dus în sat și a cumpărat portocale, mandarine și banane. În anii ei era o raritate și familia aia avea doi copii și bunica s-a dus la fetițe, care au copile micuți așa, și le-a dăruit portocale, le-a vorbit frumos și... Părinții când au văzut că fetițele mănâncă portocale și desfac banane și de unde le aveți? Păi ce de la vecina asta nouă care s-a mutat aici. Cum adică? Vecina ți-a dat portocale? Da, și în momentul ăla a venit Neagica, îl chema, și a zis, Nea Traiane, de astăzi înainte, ai în mine un prieten. Eu ți-am aruncat cu lopata bălegar și tu ai dat fetițelor mele portocale? Asta face un creștin. Hai să vedem de ce. Celui ce te silește și te roagă să mergi cu el o stadie, mergi două. De ce toate astea, spune Sfântul Sfântul Maxim? ca pe tine, omule bun, să te păzească Dumnezeu nemânios, netulburat și neîntristat. Iar pe acela care îți face rău să-l îndrepteze prin răbdarea ta. Înțelegi de ce? Pentru că dacă te vede pe tine om bun, zice, uite mă că se poate. Faptele credinței inspiră oamenii. Dacă tu ești bun la serviciu, și dacă te vorbește de rău și nu-i răspunzi, vede că nu-i răspunzi. Ba, mai și zâmbești. A venit cineva odată și zice, mă, mă voi în biserica asta, lucrați la din astea multilevel, oriflame, even, de astea de zâmbiți. Noi nu zâmbim pentru că avem vreun interes. Zâmbim pentru că ne iubim cu adevărat unii pe alții curat. Și a fost șocant pentru o persoană străină să vină în biserică, să vadă cum oamenii zâmbesc, se salută între ei și își vorbesc lor. De ce? Pentru că voi aveți pacea lui Dumnezeu în inimile voastre. De aceea, omul, văzând răbdarea ta, se va inspira și pe amândoi să va aducă Dumnezeu spre dragostea de Asta vrea Dumnezeu, acolo vrea Dumnezeu să ne aducă. Spre dragostea de Și care e dragostea de Am găsit-o în capătul următor și zice așa, iar eu zic voi, spune Domnul, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, rugați-vă pentru cei care vă blesteamă și vă vorbesc de rău. Matei, capitolul 5, cu 44. De ce a poruncit Domnul asta? Spune Sfântul Maxim. De ce, omule, ca să te elibereze pe tine de ură, de întristare, de mânie și de ținerea de mintea răului, și să te învrenicească de cea mai mare avuție din lumea asta, dragostea desăvârșită. Căci nu e, e cu neputință să o aibă pe aceasta cel ce nu iubește pe toți oamenii la fel. Noi iubim așa sau dăm atenție mai mult celor de un rang superior social nouă, suntem așa umili cu șefii noștri. E o vorbă românească pe care nu o pot rosti din fața Sfântului Altar, înțelegeți. Dar iată că Dumnezeu ne cheamă la altă iubire. Nu să ne uităm umil în sus către cei care sunt mai mari decât noi și aspru în jos către cei mai mici decât noi. Dragostea de înseamnă să iubești pe toți oamenii la fel, asemenea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii la fel și vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului se vină. Deci dragostea desăvârșită este aceea că ai puterea interioară să-L iubești și pe cel care îți vorbește urât, și pe cel care te jignește, și pe cel care te tratează neplăcut, și pe cel care se judecă cu tine să-ți ia ceva, și pe acela să-L iubești. De unde să vină asta? Puterea asta? Din mila pentru acel om, că el de fapt are o problemă și tu îl iubești cu iubire dumnezească, dar ca să ai în tine iubirea dumnezească, te să purifici ființa ta prin rugăciune și prin post. Și acum la final vă rog să vă gândiți fiecare dintre voi la aceste trei lucruri despre care am vorbit astăzi. Cât te rogi? Cât te rogi? Întreabă-te. Cât timp te rogi? Cât timp îi dai tu lui Dumnezeu? Stai tu în fața icoanei acolo, îmi spunea Părintele Calinic că el atunci când se duce de la Sfântul Sava, vă amintiți de el, și el spunea că atunci când el începe să se roage, el întâi se liniștește. Stă așa puțin și se liniștește. Și l-am întrebat Părinte Calinic, deci nu nu te rogi așa direct, Părinte, nu intru direct în rugăciune, că deja am, am mintea, aleargă mintea prin tot felul de locuri și trebuie să mă, întâi trebuie să mă liniștesc. Liniștiți-vă întâi gândurile și nu lăsați gândurile să vă tulbure. Și am întrebat Părinte da cât stai tu așa să te liniștești înainte să începi să te rogi? Zice, cam jumătate de oră. Zic, Părinte, eu nu pot să stau așa jumătate de oră. Dar ce măcar câteva minute stai așa puțin și după aia începi să te rogi. Cât te rogi? Întreabă-te, creștine. Apoi, cât iubești pe Dumnezeu în așa fel încât să iubești pe toți oamenii la fel? Iubirea asta arată că ai în tine iubire dumnezeiască. Și cât postești. Și aici nu mă refer la postul de mâncare, ci la postul priorităților. Postul adevărat înseamnă să stabilești prioritățile în funcție de legea dumnezească. spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga. Dacă noi îl punem mai întâi pe Dumnezeu, prin dragoste, prin rugăciune, prin această atât de frumoasă lucrare a Lui în inima ta, Dumnezeu îți va da pacea aceasta care este atât de prețioasă. Degeaba ai bani dacă n-ai pace, degeaba ai faimă dacă n-ai pace, degeaba ai totul în lumea asta dacă n-ai pace. Când ai pace, îl ai pe Dumnezeu și când îl ai pe Dumnezeu, ai totul. E bogat acela care n-are nevoie de multe lucruri materiale ca să trăiască, și acela care trăiește într-o dependență de Dumnezeu cel viu, căci Dumnezeu cel viu îl îndumnezeiește și el devine Dumnezeu după har și lumina Duhului Sfânt din el luminează și celor din jur, ca văzând oamenii faptele voastre să-L preaslăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Lumină să fiți! Amin! Doamne ajută